Mai pe scurt, așa e treaba. Am făcut hârnășori în vlogul trecut, am făcut sărmăluță și am făcut atâta când am zis că și mai vrem să mai facem, nu mai încape acolo. Iulia a zis că ea nu-ți duce de la noi, păi și nu ne faci un desert. Hai, Iulia, fă și desert. Și ne-a cumpărat, a făcut, a adus, nu știu ce mai a adus, că a fost încă la magazin, a zis că ea ne face și tort. Ei, hai să vedem ce tort face Iulia. Salutări! Ia ca așa tort, desert, vreau să le fac la copilași ăștia, la fetele astea, micuțe. Și uitați-vă ia ca așa. Cum se cheamă tortul, Iulia? Tortul are se cheamă medovic. Să le mai fac, ia că m-o înhămat ele în roghii și de-am eu sroabă. Pentru da. Cât sote de pământ ai acolo la tine? Am vreo patru. Vreo patru, pentru da, patru da. Sote de pământ. Uite da. Că trebuie să stai vreo 2-3 zile la noi și să ne hrănești, da. Să ne hrănești, să ne cumperi mâncare, să faci, să gătești, mai pe scurt. Bă, într-în voie? Dar cum? Vezi cât costă munca omului meu. La lint, puțin la lint pe Ilim, că m-a ajutat. Sabrinica ne ajută, taie vișină. Gospodina, mami, gospodina. Da, umnici. Vreți salut? Salut. Salut. Sprinește? Da, bravo. Foarte. Da, hai. Bravo, asta fata. De fapt, medovicul lui Iulia nu-i medovic simplu. Medovicul ăsta se numește medovic a la Iulia, pentru că e singurul om scușit, e, le face din, cum se numesc, turte, da? Da, cojă și blaturi se numesc, blaturi. Iulia le-a cumpărat, da. Adică nu le-am făcut noi. Le-am cumpărat da. Și așa, să-i cu fac cu rețeta mea, cum știu eu, din capul meu. Vedem, gustăm la urmă da. Și vă spunem, e gustos, nu-i gustos. Îi dăm voie lui Iulia să ne hrănească cum vrea e. Cu vișine, cu smântână, cu... Hai, vedem ce facem. Dar eu până una alta am zis că să nu stau și eu așa să mă uit la femeie cum mișește. Că au făcut și sarmale și cărnășori și ia ca și tort vrea să ne facă. Am zis că mă duc și eu să frământ niște aluat, să facem niște plășințele. Poale în brâu, brâu în poale sau cum se mai numesc. Rufoasă, da. Să servesc și eu pe musafira mea. Da, plăcinte moldovnești, rufoase, foarte sunt bune. Facem cu brânză de vacă, da. De vaci și cu cărniță. Cărniță. Ne îngrășăm, oameni buni. Acumulăm grăsimi pe iarnă, că vine iarnă deja. Trebuie să avem grăsimi să ne fie călduți. Da? Pe dreptile? Da, dar cum? Eu vreau să-l fac pe Ilie cum sunt și eu, așa? Da. Las că la vară slăghim. Adică da. Ilie s-a pus între trei pampuști. Trei pampuști? Doi, trei. Și cum îndrăznești să mă obișduiești? Și să vrei nicăși. Auzi, Ilie, cum îndrăznești să obișduiești așa, fete frumoasă? Nu suntem matrioști. Matrioști. Apoi nici pampuști. Pampuști sună mai așa, mai grăsou, mai cu grăsime, parcă. Matrioștile așa, mai frumoase. Dar mai... eu o mutam către o mâncat... Pisicuță. Pisicuță care o mâncat... Șoricelul. Șoricelul. Da, că am mâncat mult șoricei. Te l-am zis, nu mă înțeles și mă nu înțeles de motani, l-am zis. Ceau, miau, miau. Gata, Sărnela. Miau, miau, miau. Șas, padăjdie, șas, tibie, da. Ești zahăr vanilat, zădau? Da? Da. Sabrinica vrea să mă ajute. Ce-ți, Sabrina, mai încet? Ia ca așa crem avem pentru tort. E bun? Foarte. Pisicuța. E bună, smântânica? Pisicuța. Se linge ea pe buze. Pe boticlan. Shoot.
crema e gata deja. Acum punem vișine printre blaturi. Sabrinica, davai, ajută. Sabrinica le dă olea cu sirop. Smoaie blaturile. Acum punem a doilea blat. Așa, davai, Sabrinica. Acum punem cremă. Vișina e acră și e de gust, se face acruț, așa. Plăcintele mele, cred că pentru nimeni nu-i noutate, dar mai fac o dată poftă, nu strică, da? Ne-am gătit laptică, l-am încălzit puțin, am pus două ouă, sare, ulei, am ușpun. De data asta o să pun puțin drojdie și o să las puțin să se odihnească aluatul, dar tot le fac. Măstărul să le fac în foietaj cu ulei, așa cum le fac eu de obicei. Dacă nu știți, nu le-ați văzut niciodată cum le fac, dați videourile în urmă și o să vedeți acolo, am Paciente Moldovenești. Am uitat cum am mai scris acolo titlul, ceva, foietaj, nu mai țin minte. Așa că trec la treabă. Fetelor, voi ați terminat cu tortul? Da, noi am ușă, o încheiem și noi. Da? Mai avem ea ca olea, cu ultimul blat. Tăti mâinile în, cu DJ și în Sabrina. Da, cum vreți, parcă-s de boia, de ouă roșu. Da. Cu câte etaje faceți? Cu câte etaje îl faceți? Blaturile sunt șase. Mă aștept puțin să se activeze drojdia. Ce faci tu, mamezi? Știi ce faci mai? Cum se numește procesul pe care îl faci? Vițirare. Nu. Ce ai? Ce ai tu acolo în pahar? Sugăr. Zahăr, sirop din zahăr, da? Și puțin aroma de lămâie. Da, eu cred că se plinească minișor la voi acolo. Da, azi nu mâncăm, nu dăm din noi să mâncăm, noi trebuie să lăsăm să se odihnească, da, să moaie, trebuie da? Să moaie, da. Îl dăm la frigider. Mâine dimineață, ne spălăm ca niște oameni, facem un ceai. Cât e Iulia la noi, să o exploatăm așa, cum scrie carte, că ei ne-au exploatat om acolo în Dimitrov, l-a luat și o bătut joc de dânsul. L-a luat la băligari, la usturoi, la șperși, la numai nu știu ce-a făcut dintre săracul. Ia cătălui, săracul de dâns. Hai, Iulia, hai! Da. Mai facem și mai facem. Hai, termin tortul și treci la plăcinte și frământă. Facem și plăcintele și facem tot. Eu glumesc. Cred că ți-a place, Ilie. Rețeta mea de tort, așa. Nedovicul meu. Cam ce-i spune dumitale? Таши. Таши, тихо. Ну, зачиник. Мыня садзык идем, к нас мынынши. Ела иншок, Юля. Иншок, где-то там мынкари, Юля. Да. Лайна валит, Юля. Ну, довдеш с мынынши, сараку. И соб этот стомаку. Лдваре бурта. Где-то та тащишь, ну, ворбешь. Я в тема еще не амбоерит. Мынкам торту. Юля, ты имеешь в виду копчелорий? Еще самый бун десерт. Ира пыня ку захар. Да. Ты имеешь? Да. Дам о хринка де пыни ку апы. Шо пресурам деасупра ку захар. Ишем ин друм, ши ирам шей мей феричиц. А мой торт, смантын, ши аколо, ши динколо. Астай, да, у фост время интересант. Фрумоаса у фост, орком. Греле, да фрумоаса. Сау пыни ку унтуры. Ты имеешь? Eu nu știu, voi faceți pune cultură? N-am mâncat așa nu? Ceva, nu. Adică avem jumări de casă și le facem mărunte, nu știu cum. Și le ungem pe pânic, așa, puțin sare și tare, era gustos. Aș mânca așa mohrinc. Nu știu, văd când, voi poate n-aveți untură. Era mai greu la voi, la mine era mai gine. Mai prăjim cartofi cu untura, de la jumeri, de la... A, înseamnă că aveți, pur și simplu nu aveți moda asta. Că spuneți pe pâine așa, să mâncați, nu? Nu, punem pâine, tot muiem pâine în apăr,
în apă, da, în apă. Și apoi o presurăm cu zahăr. Și mai o punem altă dată, dacă aveai unt, punem cu unt și apă zahăr. Ei, unta asta de-a mi era, nu știu, poate... De-a mi era ca tort. Da, era ca tort, dar era asta anii, era tort era adevărat. Era în anii 90, când anii 90 erau da. Sărășii, că nu mai aveai păi, unt. Încă poate că aveai margarină, dar nu unt, că... Dar dacă erai de la țară, poate aveai vacă, aveai unt de casă, eu nu știu. Noi cumpăram de la magazin, stai să ne aduc aminte cum se numie margarina aceea, Rama. Rama, da, și Veto, dacă nu mă greșesc, Rama da, era Veto, așa, Veto, Rama da. Era așa, mm-hmm. Dar Veto era într-o cutiuță mai mare. Cui, da. Da, da. Da, și era bun, hei, ha. De-a mea că așa îl presurăm cu strușcă de cocos, oricum se cheam, strușcă. Fulgi de cocos, hai să spunem, că nu știm cum se numește. Fulgi de cocos. Și că așa, și se mai stângește lunina, ți-ai minte? Da, stângeau luninele, da. Știem, cu lumnăric, prin tuneric. Prin... Sper să nu mai ajungă Moldova la, la așa situație, că se stângă luninele iară. Dar pot zis că iară, iară se stângă? Da, le-o zis. Piore tot așa, da? Da, da, da. Stângă luninele, gazul, tot cu econom de-am și... Doamne ferește, ajungem în vremurile de cum era înainte. Da, da. Greu. Da, greu. Dar sărașii la blocuri care ei, sunt și fac. Nici nu vreau să ne închipu. La noi în Ungheni, la blocuri erau așa hojacuri ieșite da, de ferestre. Da, da. Trube așa da. Înălțate de la fereastră ieșite. Unde nu te uita la apartamente, etajul 9, 8, nu mai conta. Și... Când s-a mai început perioada asta cu gazul, deja era mai strânsă samul, cred că o să-l construiască iar. Aluatul l-am făcut, am făcut și beluțele și le-am lăsat să odihnească, s-a odihnit, gata, încep să le dau în ulei, să le mai pun așa cu ulei să înnoate puțin în ulei. Și le mai lăs și în ulei să se odihnească puțin, pentru că așa se întind aluatul bine. Și așa mai subțiri să facă. Vedem și se primește. Și facem noi cu... Mi-am gătit deja brânza cu verdeață. Am pus și două ouă și sare, mărar și apă verde. Și Iulia pregătește cărnița. Taie și apă pentru cărniță, că vrem să facem și cu cărniță. Sărăm, pipărăm. Pui și ou? Nu? Nu, nu. Nu. Sărăm, pipărăm și apă și atât. Hai, Iulia, că ți-arăt și eu masterclass-ul meu. Ia-mi fii atentă. Da. Fii atentă. Ochi și urechi. Să înșepe. Așa. Trebuie să o iau și să o mai... Întind. Așa, și tușor, întindem cât putem. Așa, că așa, luăm și nu ne trebuie știtoriu. O întindem în mână cât putem. Așa, punem așa pe măsuță și îi dăm foială. Uite, Iulia, și învață-ți de la mine, uite, că nu numai tu poți faci torturi da, și fac sarmale. Și eu așa. Cum? Faci? Da, păi cum? Parcă-s moldovinești, plășinte moldovinești, parcă-s moldovancă orice. E ca să rupi. Nu-i lasă, că nu-i nic. E bine să te uiți când cineva face ceva. Așa? Da. Așa, mă întindem de aici, că avem de unde lua.
Пускаем сироп. Да. Камат, это мой мутный поцунтинт. Одем кулей. Это с юдей ще. Та еще уляк. O, samankam, desi nerastogolim. Parka jūn kovor, kovoraš. Nekaša. Či marija. Špunim. Plutūra. Kum sardziši? Brinze. Kuverdiace. Uite așa. Și facem melcușorul, da? Așa, o rotim mai cuțit, așa, puțin o facem așa mai... Zicem și mai foioasă încă. Final. Avem 12 număr, da, Evelia? Da, da. 12 plăcințele s-au primit din tata luatul. Foi, foițe. Da. De-am vă le arătăm, cred că n-aș fi gata, sau vă mai arăt o plăcintă cu cărniță care o fac. Deasupra le ungem cu ou, le dăm la cuptor și mâncăm. E că facem și una cu cărniță. Cu cărniță tocată. Da, trebuie să fie gustos, tare, cărniță. Păi nu am făcut de este o cărniță, știi? Nu am făcut. Ideile mele. Cu brânză am făcut. La unei poveri. Ideile mele, că eu nu degeaba așa sunt scrofiță. Am făcut cu varză, am făcut cu cartofi, am făcut cu brânză, dar cu carne n-am făcut. Ca să încercăm. Drept am pus, da, carne? E normal? Da, da. Nu trebuie da, mai mult? Nu, normal, da. Ne-am mâncat de bileaș. Ne-am mâncat vreodată bileaș. Așa. Ia priviți și s-a primit la noi. Tătă bogăția noastră care am făcut-o cu Iulia împreună. Da. Iulia a făcut torticul. Eu m-am așa cu plășințele, că am zis că o servesc cu bunătăți. Cu bunătăți. Da. S-a primit șase cu cărniță și șase cu brânză. 12 plășințele am făcut. Și să zic, noi ne ducem să bem un ceai cu plășințele. Ziceți-ne poftă bună nouă și poftă bună, da, vă doresc și vouă, și vă dorim și vouă dacă l-ați, da, făcut împreună cu noi. Da. Și asta e. Gata, Iulia mâine îți duci acasă. Duci acasă sau ce faci? Să ajungem pe-n mâine, azi dem, să reșim. Mai stai? Mă mai lasă Ilie să mai rămân, să-i mai fac ceva. Da. Mai și mai dorești, domnul Ilie, oare? Domnul Ilie, ce mai dorești? Spune. Mai dorești și ceva? Da, da. Domnul și, Ilie, gata. E, și dorință nu, mai nici ea. Nu răspunde, uite, la dânsul, nici nu răspunde, că el gata, la dânsul, el le-am... E sătul. E așa, Ian, da. De bucături, oameni buni. E sătul de-a mă. Nici nu vreau să mai uite, nici la plășințele, nici la nică. Bun. Da. Mai pe scurt, noi vă spunem...